Femeile social-democrate din toate județele Moldovei vor fi prezente la sfârșitul acestei săptămâni la Piatra Neamț, unde vor participa la cursuri de pregătire politică, în vederea candidaturii la alegerile din 2016. Ca și oameni politici, ca și strategie de campanie, dar astăzi nu discutăm despre campanie, pentru că aici este un alt segment, aș pune accent pe partea de promovarea pe femei, pentru că nu așa, reprezint femeile social-democrate la nivel de județ și național. Și național ca și vicepreședinte. La sfârșitul acestei săptămâni voi avea o delegație venită de la București, unde vom face cursuri de pregătire pentru doamnele care vor candida la alegerile din 2016, din luna iunie. Va fi prezentă președinta Organizației Femeilor din România, Viorica Dăncilă, împreună, cred că vine și doamna Rovana Plumb, împreună cu doamnele din zona Moldovei, începând de la Iași, Suceava, Botoșani, Vrancea, Galați, Brăila, Bacău și Neamț. Și voi fi o gazdă eu, le voi primi în jur la 100 de doamne care o le voi găzdui. E dificilă. E destul de grea. La întâlnirea de la Piatra Neamț vor participa peste 100 de femei social-democrate din Iași, Suceava, Botoșani, Galați, Brăila, Bacău și Neamț, înscrise la alegerile din 2016. Acestea vor avea misiunea ca la rândul lor să disemineze informațiile către alte doamne din organizațiile PSD. La întâlnire este așteptat nu doar președintele Organizației Naționale a Femeilor Social-Democrate, europarlamentarul Viorica Dăncilă, ci și fosta președinte Rovana Plumb. Gazda speră să reușească organizarea exemplară a unei asemenea manifestări.